Și avem o oră, da? Și restul. Tare bun. Ce e bun? Ce e gustat? Și vinul, și mâncarea, și tu. Mâncare. Pagnale, davai. Idem rar. O luăm, o punem, iată, așa. Bună și bine ați revenit la Socuța On Kitchen. Astăzi avem un invitat special care îmi cheamă Drăgostin Păduraru sau Draghi, cum să cum vrei, cum vrei, tu poți să mă numești cum vrei. Bun, și astăzi normal că vom avea o bucată de carne, dar care va fi transformată într-un burger foarte savuros și suculent și sunt sigură că Drăgostin a mai pregătit un ceva acolo, un sos special, da, am auzit eu ceva acolo spuneai, dar eu nu știu. Veți vedea. Am pregătit în principiu niște bucate foarte simple. Nu este nimic complicat, este vorba de un burger cu carne, am mai pregătit așa, mai într-un mod mai special. Și la side o să avem niște halume. Lap halume. Da, prăjit. Halume, da, dacă nu știți ce e halume, halume este o brânză grecească care rezistă temperaturii și nu se topește și e super, super gustoasă grilată. Exact. Bun, eu de fapt spun sincer, halume înainte nu prea o mâncam, nu știu de ce nu prea îmi plăcea, dar în ultimul timp și anume asta, sau mă rog, la grill sau la tigaie, eu aș spune că este ceva aparte. Ca un antreu, dar și în general pentru vegetarieni este o mâncare care e must, adică ea are toate nutrientele de care are nevoie organismul, te ține sățos și e foarte gustos. Dar eu știu că tu chiar în ultimul timp ai început să fii încă și mai activ, da, în viața, ai intrat în lumea sportului, am înțeles. Eu continui lumea sportului, da, dacă e de sport, înainte făceam bodybuilding și acum fac body fitness. Diferența, mâncare. Și gata, mai puțin. Da. Un pic mâncare. Dar oricum, în orice rețetă trebuie neapărat să fie și un vin. De data aceasta vom avea un vin roșu, care îl vom asocia cu burgerul făcut de Drăgostin. Bine, că o să facem împreună, nu? Te mai ajut și eu în una alta. Poți să-mi dai untul. Ca să începem, poți să-mi dai untul. Așa, mulțumesc. Așa, deci am să, vreau să-ți spun ce azi noi o să bem, de fapt, o să încercăm, o să servim un vin roșu sec din ediția limitată Episod și este o fetească neagră din 2018. Eu sigur că tu ai mai încercat fetească neagră, nu? Înainte? Sau, de fapt, tu ai încercat fetească noastră? Am încercat sau? Ok, eu până când am să mă ocup de deschiderea sticlei, cum țineți minte din episodul care a fost înainte. Eu pot spun carne, nu? Da, normal! Deci ne-a învățat Alexei în episodul trecut cum deschidem, da, o sticlă. El îmi spunea că gen trebuie așa să tai dintr-o parte, tai din alta și ușurel cu cuțitașul iată așa deschizi ușor. Și acest vin este ținut 12 luni în baric franțuzesc. Este un vin destul de deosebit, eu aș spune, pentru că noi avem o fetească neagră care este, mă rog, mult mai fructată, mai ușoară. Ăsta este un vin cu mai mult caracter și cred că un vin poate care nu se asociază cu tot, doar cu bucate gătite de maestri și bucate deosebite, dar de fapt este, eu cred că este un vin care poți să-l bei și cu un trabuc. După cum vedeți, eu aici am pus vinul în decanter pentru că el, dacă a fost în contact cu lemnul, de dorit, pentru că lemnul de obicei cumva, cum să spun, cumva blochează toate caracteristicile vinului, chiar și gustul și aromele. Și respectiv... Tare bun! Ce-i bun? Ce-i gustat? Și vinul, și mâncarea, și tu. O, Boze! O, Boze! Drăgostin, concentrează-te! Da, păi...
Avem, o să-l ținem în decanter, cred că undeva vreo 20 de minute, până mai vorbim și noi, mai gătim, mai vorbim. Da, vorbim, am spus. Dar pune-mă și pe mine la treabă, ce trebuie să fac? Ia zi. Să vorbești. Dacă vrei să mă ajut, înțeleg. Ia ceapa asta și o tai în inele, așa. Bine, eu înțeleg că femeile sunt mai bune la vorbit decât bărbații. Nu este adevărat, nu este adevărat. Eu m-am apucat să fac mâncare și așa, sunt destul de concentrat când fac chestia asta. Ok. Știi, eu sunt în proces, tvorcesc în procese, Iolche Palche. Și... Ok, așa. Bun. Și spune-mi, te rog, ce parte în viață are vinul pentru tine? Vinul pentru mine? Ok, să vă amăjim sau să vă spun adevărul? Adevărul pur. Adevărul nu pur. Nu amăji poporul cu televizor. Vinul roșu nu tare mândră, așa, știi? Adică foarte rar când pot să-l beau în cantități. Nu industriale, nu industriale. El se savurează. Păi da, dar am... Na, stomacul meu uneori nu îl percepe. Deși vinurile albe și roz, și mai ales dacă este o șampanie... E corect așa, da? Da, dar un brut bun, în general foarte bine merge. I see. Bun, și ia zi-mi, te rog, noi facem, deci ce gătim acolo? Un mușchiuleț, da? Da, eu am luat un mușchiuleț de vită, care este maturat. 21 de zile se maturează, durează, 21 de zile durează procesul. Asta este un proces super simplu, în principiu totul. Carnea se pune într-un frigider așa mai... El are 5 feluri de sare la fund. Da, pentru că sarea absorbe impuritățile și mai ajută să omoară paraziții în ea. 5 feluri de sare, vreo 2 feluri de ulei ca să umiditatea să fie potrivită și frigiderul ăsta are circulația aerului foarte specială. Și în 21 de zile, pentru că mai mult Republica Moldova nu permite să maturăm, gen de 60 sau de 90 de zile trebuie să pleci undeva peste hotare ca să mănânci. Da. Deci, okay. Asta este mușchiuleț de vită maturat, care okay. Este super, super, super mare și super gustoșel. Și halumele noastre, oi, iolche, palche, ce de bun. Asta sperie, avem ploaie? O rețetă mai specială, avem burger din carne maturată și vin maturat în butoi și ploaie. Poate dacă ploaie și din cer n-o să mai cadă lacrimi. Tu ai venit. Așa, dar tu când sau nu m-am dus? Eu... Și la salcuța o închide. Și la nunt, играйте вы на каких-то инструментах? Да, на гитаре. А что, на чем и чем? На нервах. Asta e tot, știu. А, eu știu că tu știi. Mai că tu când înjoși nici pe nervi, asta îmi place, știi? Parmezan face. Căruci, la noi așa. Messy kitchen, one kitchen, by salcuța asta. Nu te mai vedem la... Barbar. Și nu vedem în general. Weekendul ăsta, apropo, la Barbar, am să fiu. Ai să fii. Am să fiu. Deci, ce să vă spun? Am o activitate nouă. Despre care cred că o să aflăm mai târziu. Vedem, încă mă gândesc. O să aflați sau nu. Am o activitate nouă, e vorba de import-export. Barbarul este, în continuare, activează. Posibil că... Voi face ceva, da, e bun. Voi face ceva schimbări acolo. Am să văd, mă gândesc, sunt încă în etapa de achipzui. Dar, dacă așa pe scurt, mă deprind și încep să-mi placă office work. I kind of like it. Well, I guess you got a lot of party life until now, so... Păi, nu, da, deci 6 ani, hai să spunem, 6 ani profesionist de party life este foarte greu și intens, aș spune eu. Așa, am înțeles. Hai, cu ce te ajut? Mai avem nevoie. Da. Așa că eu am să-l fur. Așa. Dar tu ne-am tot sau unde? Super. Voi, ca să înțelegeți, noi iarăși ne aflăm în Podgorii. Dar asta e prima dată, apropo, în Podgorile noastre, nu? Prima dată. Am mai fost odată, la auzit din naștere. Wow,
da, voi ca să înțelegeți, noi cu Dragostin de fapt ne știm de foarte mult timp și eu am fost plecată peste hotare, dar iată că am revenit și Dragostin este de fapt unul din puținii oameni care este un... Ai ochi și mă vezi, care ai ochi și mă vezi. Da, într-adevăr. Bun, da, dar tu tot ai fost, tot ai experiență. Am fost și am călătorit și eu dintr-o parte în alta, am mai multe țări în bagajul meu. Am revenit, am fost vreo 5 ani plecat și am călătorit prin colo, prin coace, prin China, prin Dubai, prin America, prin dracu știi pe unde am mai fost. Da. Și uite că am revenit acasă. Totuși mă trage în coace. Pe mine la fel mă trage. Eu chiar și v-aș spune că încurajez toți tinerii de pretutindeni să se întoarcă acasă și să contribuie la evoluția economiei și a culturii, de fapt. Da, pentru că o mâncare deja este gata. Wow, deci da, cel mai rapid episod, pentru că ne prinde ploaia. Poate dacă ploaie, da. Vin în ploaie, voi vă dați ulei seama ce... Ulei de trufie, așa e, op, gata, asta este făcut. Așa. Da, este? Ia uite, uitați-vă ce rețetă. Auzi, asta să fie ca în clipurile astea de TikTok, știi? Să-ți prinde ploaia și stai în ploaie și de vin. Tu mi-ești și romantic, băbșe. Tac, dar noi, să înțeleg, mâncăm din... Oi, și de bun, suprinit. Taman. Da? Deci, cred că ăsta este episodul cel mai... Tare, și de suflet și tare ne-a prins ploaia, dar noi continuăm să gătim. Până ca, tai tu carnea, take 2 seconds, te rog frumos, să miroși. Da. No, this is, don't try this at home, ok? Nu, vinul, de fapt, cum am spus, se bea, nu suplaie, dar cred că suplaie tot, putem să-l savurăm la fel de bine. Ne uităm în primul rând la culoare, de obicei vinurile roșii sunt mai intense la culoare. Aromele la feteasca neagră, să știți că sunt, dacă vreți să cunoașteți o feteasca neagră, este acea aromă de prună uscată, dar și un pic de vanilie și condimente care vin de fapt de la baricul franțuzesc. Eu cred că eu vorbesc, dar tu vrei să guști în gura ta niște vin? Bine ai venit în Podgorile Sălcuța. Bine v-am găsit. Avem așa un pic de... Dar de fapt, știi, mi-am plăcut. Mie tot are mult de plăcut, nu zic și vă spune. Let's take a moment, numai că îmi pare rău din băieții cu... O lingură avem, iată acolo. Da, exact. Stai un pic. Castraveții, nu? Castraveții? Eu nu-i folosesc. Ok, bine. Bun, aici deci avem halumi, care l-am gătit foarte repede, de fapt o rețetă foarte ușoară. Da. Noi, în principiu, aproape suntem gata. Am pus gem de gutuie, am toastat pâinea. În primul rând, ce trebuie să faci să coci chifla neapărat. Peste prima chiflă de jos am pus niște muștar granulat cu miere. Pe chiflă deasupra am muiat-o în gem de gutuie. Gem de gutuie? Da. Acum cărnița care am făcut-o medium rare, o luăm și o punem, iată, așa. Savage episode! Exact, exact. Mai este și niște ceapă, așa. Nu, m-am frit degetele mele, nu se fric una cu două. Iată, unde era? Iată, am niște ulei de trufie. Eu cred că, noi trebuie să facem așa un moment. Tu muși din burger și eu gen vârstă de vină. Leșini. Și leșini. Am mai pus niște parmezan pentru gust și chifla de deasupra. Și poftim. Și poftim ca lumii appetizer. Asta e cel mai, asta este cel mai barbar burger care puteți să-l... Eu sigură. Am prins și niște barbar mice. Da. Hai. Da? Așa. Op. Ideal. Stai că eu încă încerc să percep acest gust. Mersi că ai venit. Mulțumesc, m-ai chemat. Cel mai tare episod ever. Cheers.